A început cea mai frumoasă lună din an, iar ajutoarele moșului au ajuns astăzi la toți copiii din unitățile de învățământ ale comunei Breznița Ocol. Primarul comunei Cătălin Drăghici, alături de viceprimarul Anidora Mocioniu, le-au adus zâmbetul pe buze celor mai mici locuitori ai comunității lor. Se apropie cu pași repezi sfânta sărbătoare a Crăciunului și în acest an mesagerii lui Moș Crăciun au ajuns la copiii cu minți din comuna Breznița Ocol, cărora le-au oferit cadouri. Inițiativa a aparținut primăriei, autoritățile locale păstrând vie această tradiție. Primarul comunei Cătălin Drăghici a dorit și în acest an să aducă bucurie în sufletele micuților din comuna sa. Așa cum ne-am obișnuit în fiecare an de sărbători, copiii de la toate unitățile de învățământ din comuna Breznița Ocol primesc cadouri de Moș Crăciun. Pe această cale vreau să mulțumesc Consiliul Local și consilierilor locali care au aprobat și au fost de acord și au votat acest proiect pe care îl avem an de an, ca și copiii comunei noastre să primească multe cadouri de sărbători. Mulțumesc personalului primăriei pentru implicarea de care au dat dovadă și mi-au fost alături tot timpul, cât și domnului director și domnilor profesori. Pentru că deja a devenit o tradiție pentru comuna Breznița Ocol, Moș Crăciun a vestit și anul acesta începutul sărbătorilor de iarnă. Pe lângă feria de lumini și culori colinde îndrăgite, o serie de surprize au fost pregătite special pentru a creona atmosfera de bază specifică acestor sărbători. Unul din cele mai frumoase momente din timpul anului este acela când vedem bucuria de pe fețele copiilor când primesc cadouri dulci din partea primăriei. Se apropie sărbătorile de iarnă și ne duc cu gândul la familie, la persoanele dragi, în special la copii, deoarece copiii sunt cele mai importante ființe din viața noastră și merită toată atenția. Astăzi ne-au primit cu bucurie, cu emoție și cu căldură copiii școlii gimnaziale Breznița Ocol. Pe această cale aș dori să le transmit tuturor cetățenilor din comuna Breznița Ocol sărbători fericite, pline de liniște, de căldură și multă sănătate. Bucuria copiilor a fost una de nedescris și li s-a putut citi pe chipurile inocente. Îți place cadul Moș? Da. Roberta. Ce ai impresionat acolo? Te-ai uitat? Da. Mi-a primit o mai plasa de mare de dulciuri. Și am primit și ursuleț. Și chipsuri. Este aici și ursul, doar este prea mare. A venit Moșul la școală? Da. Ai fost cu mine, da? Da. Ia să vedem, ce ți-a adus? O puncă de chipsuri preferatele mele. Reprezentanții unității de învățământ au fost extrem de încântați de inițiativa primăriei și a Consiliului Local de a le face o surpriză micuților în pragul sărbătorilor de iarnă. Elevii școlii gimnaziale Breznița Ocol astăzi s-au bucurat de primirea cadourilor din partea Consiliului Local și a primăriei Breznița Ocol. Pot să vă spun că este o tradiție deja și în fiecare an, cu sprijinul Consiliului Local și al Primăriei Breznița Ocol, toți elevii școlii gimnaziale Breznița Ocol primesc cadouri. Transmitem sărbători fericite, multă sănătate și liniște sufletească cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Breznița Ocol, Primăriei și Consiliului Local Breznița Ocol, precum și întregii comunități. Cu tolba încărcată de plăsuțe pline ochi cu dulciuri, ajutoarele moșului au mers astăzi la toate unitățile de învățământ din comună pentru a le lăsa cadourile din partea lui Moș Crăciun. Primarul comunei Cătălin Drăghici va continua această tradiție și în anii următori pentru toți copiii din comuna sa. Vreau să urez sărbători fericite și pline de bucurie tuturor locuitorilor comunei Breznița Ocol, cât și locuitorilor județului Mehedinți.